Situație delicată în ceea ce privește desfășurarea cursurilor de formare profesională organizate în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Directorul agenției, George Tatomuța, a făcut controale în sălile de curs pentru a vedea modul în care se desfășoară acestea. Surpriză însă, în mai multe săli nu a găsit nici lectorul și nici cursanții. Drept urmare, directorul executiv a trecut la luarea măsurilor legale, dând afară 3 formatori. Doresc ca aceste persoane cu adevăr să participe la aceste cursuri, să vină la programele noastre, în intervalul orelor de curs. Formatorii au obligația să vină și să țină aceste cursuri, pentru că, cu toată sinceritatea vă spun și mi-asum ceea ce spun, acolo unde nu am găsit formator în orarul de curs, respectiv orarul de curs, ne-am încheiat raporturile de colaborare. Am suspendat program de formare și am încheiat raporturile de colaborare cu formatorul pentru că nu-și face treaba. Fără niciun fel de alte scuze, în momentul în care eu fac controale și chiar asta am început să fac de 2 săptămâni, nu găsesc un formator în sală, va pleca. Nu suntem dispuși și nu sunt dispusă să plătim și să utilizăm sau să irosim banul public doar de dragul de a ne preface că facem cursuri. Nici unii dintre cursanții nu își dau interesul de a participa la aceste cursuri de formare profesională, care i-ar ajuta să își găsească mult mai ușor un loc de muncă. Astfel, conducerea JUFM Hunedoara va lua măsuri drastice împotriva lor, aceștia putând să rămână chiar și fără ajutorul de șomaj. La fel, cursanții au obligația să participe la aceste cursuri. Au obligația să vină la aceste cursuri. În momentul în care înregistrează 10% de absențe din total orele pe acest curs, vor fi exmatriculați. Și dacă până acum am încercat cu frumosul să vorbim, să explicăm, conform legii, vom aplica legea în totalitate, conform legii, vom înceta ajutorul de șomaj persoanelor care sunt înscrise la curs și nu frecventează cursurile. Îi vom exmatricula, îi scoatem din ajutorul de șomaj și le vom imputa cursul. Nu putem să ne prefacem că organizăm cursuri. Nu putem să ne prefacem că facem